Mete și Ilie Năstase au avut parte de o relație plină de sare și piper. S-au certat, bătut și împăcat de atât de multe ori că e greu să le ții numărul. Un episod pe care mulți ne-l amintim este acela când se păruiau în plin trafic, iar într-un acces de furie, bruneta sexy l-a dat jos din mașină pe fostul tenismen. Și au tot fost savuroși spre deliciul presei mondene și nu numai. Se certau, apoi se iubeau iar și ne surprindeau în fiecare zi cu telenovela vieții lor. Dar tot din dragoste au ajuns și la un divorț la fel de spectaculos. Și tot din dragoste, Ilie i-a iertat soției sale chiar și escapada amoroasă cu aventurierul Cătălin Cazacu, pe care Brigitte l-a părăsit după ce a aflat că el se mai vedea în paralel și cu altă femeie. Pentru că Brigitte le-a întrecut pe toate fostele neveste ale tenismenului, a ajuns până să fie părâtă de propriul fiu. Robbie a făcut declarații incendiare la vremea de atunci. Mama lui îl înșelase pe Ilie Năstase chiar și cu un interlop. După 8 ani de iubire, certuri, înșelat și scandaluri, celebra Brigitte Sfăt s-a ales cu numele tenismenului, câteva imobile, genți și pantofi de lux. S-a purtat urât cu mine și mi-a făcut ce mi-a făcut. De aia mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat. Eu nu am văzut diferența de vârstă. Eu m-am îndrăgostit de el. Pentru mine a fost ca un zeu, după bătăile pe care mi le dădea Ovidiu. Ilie a pierdut în fața mea pentru că m-a înșelat și nu a fost corect cu mine și am vrut să mă răzbun. Iar eu de aia m-am purtat urât cu el. Nu există compromis. Nu puteam să fiu fericită și să am totul. Dar eu am lăsat totul pentru că am vrut să fie compromis. Am știut că e așa, dar am crezut că se va schimba pentru mine și se va pocăi pentru mine. Ioana și Ilie Năstase și-au început romanța încă din septembrie 2018, după ce fostul tenismen divorțase de a patra soție, Brigitte Pastrama, acum. În aprilie 2019, cei doi au decis să intre în următoarea etapă a relației lor și să se cunune civil. De data asta, Ilie Năstase a fost ginerică la Techirghiol, alături de familie și câțiva apropiați. Însă mariajul lor a fost umbrit ulterior de mai multe acuzații aduse de ambele părți. Ioana Năstase a decis la un moment dat că dorește să încheie căsnicia, invocând, printre altele, motivul violenței verbale a partenerului ei. Aș minți să spun că există iubire și respect. Se pare, totuși, că pus în fața faptului împlinit, Ilie Năstase știe cum să rezolve problemele de cuplu, înduplecându-și partenera să-i mai dea o șansă. Ioana ne-a dezvăluit atunci că i-a pus lui Ilie anumite condiții înainte de a accepta să îmbrace rochia de mireasă și se pare că cei doi au ajuns la un consens. Însă nu pentru mult timp. Presa a vuit din nou. Soția lui Ilie Năstase a chemat poliția la apartamentul conjugal. Ioana spunea că a fost agresată de marele tenismen, dar nu dorea să depună plângere. Totul s-a declanșat într-o fracțiune de secundă. Nu sunam la 112 dacă m-a agresat doar verbal. Eu îl respect ca om. E o valoare. Nu veneam eu acum să vorbesc. Eu voi încerca să fie mai tot timpul cineva în preajma mea în perioada următoare pentru a nu degenera situația. Sunt atât de disperată încât nici nu-mi găsesc cuvintele. Chiar îmi tremură și acum picioarele. A spus Ioana Năstase și Ilie Năstase se pare că este acum părăsit de cea de-a cincea soție. Ioana a depus actele de divorț la judecătoria Constanța și așteaptă primul termen. În cartea sa autobiografică, Ilie Năstase recunoștea că a avut circa 2500 de femei. A afirmat ulterior că a fost o declarație de amorul romanului, dar nu ne îndoim că ar fi greșit cu mult cifra. Întrebarea rămâne: ce se întâmplă cu fostul număr 1 ATP? Și-a pierdut răbdarea cu femeile Ilie Năstase? Sau în trecut femeile erau altfel? Deci să reținem, Ilie Năstase în tenis a fost farmecul vieții. Până atunci hâț. A venit Ilie, a făcut în tenis o poveste. Acum, și în viață, dacă ne luăm după materialul de mai devreme. Exact. Ceea ce vrem să facem prin acest dosar este să comparăm cele 5 despărțiri. De Dominic, despărțire civilizată, conlucrare de dragul fetei, Natalie,
și relații civilizate. Mai departe, mergem la numărul 2, Alexandra King. Alexandra. Se produce divorțul în 2002, deși Ilie Năstase era de nedespărțit de Amalia din 1996, de la concertul lui Sting la București. Ei din 1998 funcționează, e adevărat, pentru toată lumea ca un cuplu, dar ei atunci s-au văzut și vreme de 4 sau 5 ani, lucrurile sunt foarte clare. Deci Alexandra King stă în străinătate, Ilie s-a întors în 96 când a candidat la primăria capitalei și a luat bătaia de la Sorin Oprescu, dacă vă faceți aminte, și atunci el prea s-a mai întors în străinătate. Era de 4-5 ani cu Amalia Năstase și nu divorțase încă de fosta soție. Asta înseamnă că soția avea o anumită înțelepciune, a înțeles. Multă lume a înțeles că Ilie Năstase, când vorbea de 2500 de gagici, nu ar fi fost 2500, dar el a fost întotdeauna iubitor de fete, Dominic. De frumos. Înțelegi? El a avut o relație cu Diana Ross, celebra cântăreață, bun. Deci, după care, cum divorțează de Amalia? Apare o declarație comună ca în Occident și spune: vă anunțăm pe această cale că noi divorțăm. Și de atunci nicio vorbă despre cearta lor. Bine, aia a fost cea mai elegantă despărțire pe care a avut-o Ilie Năstase. Iar apropo de cele două relații anterioare, de aici încoace cu Brigitte și cu Ioana, nici nu mai are să comentez, că ați văzut cafteală, țipete. Știi ce mă gândeam? Că cele două relații înainte de Amalia, pe vremea aia nu prea se scria în presă, nu exista presa de astăzi, știi? E cuvântul tău. Știi, ia noi... să fi fost un bătălău să vezi ce eram noi acolo. Bă, eu nu știu, nu țin minte. Habar n-am pe bă, la mine nu s-a prescris. Dacă de 92 când s-a făcut revista VIP, sunt acolo. Da, eu am văzut divorțuri și bătaie adevărate, frățioare. Bă, poate s-au bătut sau poate s-au păruit și atunci la vremea respectivă, dar n-au apărut în presă. Nu. Nu? Deci, în privința acestor trei divorțuri, lucrurile au fost clare. Ce se întâmplă aici? Eu cred că a fost o atracție fatală, senzațională cu Brigitte. Țineți minte ce spunea Brigitte la ferma despre Ilie de ce a făcut Curce Moroșanu? Păi Ilie mă ținea și de 7 ori pe noapte, bă. Și făcea Moroșanu dita mai... Da. Monstru zicea, cum să te ține nene Ilie Năstase de 7 ori pe seară? Deci... era o atracție de un anumit gen. Pe de altă parte, și-a însă, Brigitte și-a dorit foarte mult ca și ea. Unde au fost copiii, Ilie Năstase a lăsat și bani, da? Și cu Amalia a lăsat și bani. Deci el întotdeauna a avut grijă de copiii lui. La Brigitte a ieșit, dar întotdeauna mă despărțeam. Mai venea Ilie cu ceva, că Ilie a fost întotdeauna drăguț când s-a împăcat. Așa a fost și cu Ioana. Deci părerea mea este că de la un moment dat nici Ilie nu a mai avut poate răbdare. Ilie nu s-a schimbat deloc. Dacă apare o fată frumoasă, stă de vorbă cu ea, că ăsta a fost toată viața. Și toate când l-au luat pe Ilie Năstase, au știut pe cine iau. Corect, asta spuneam și vineri, că au știut. A știut și Ioana. Absolut. Așa se întâmplă lucrurile. Bine, relația cu Brigitte, dacă vorbim cel puțin de relația cu Brigitte în România, cred că a fost cea mai spectaculoasă din toate punctele de vedere. Adică situațiile în care s-a regăsit domnul Năstase în relația cu Brigitte, noi nu știm acum o fi fost vina. Că o fi fost și vina dumnealui, că o fi fost și vina lui Brigitte, nu i-au făcut cinste. Hai să fim serioși. Adică păruiala aia din mașină pe care am văzut-o și în material despre care s-a vorbit, faptul că l-a dat la momentul respectiv, mi-aduc aminte că l-a dat afară, jos pe domnul Năstase, Brigitte din mașină. Și a iertat-o de fiecare dată. A iertat-o și atunci când Brigitte a avut o relație cu Cătălin Cazacu. Cred că a iubit-o, domnul Năstase. Ilie Năstase le-a iubit pe toate. Problema este că Ilie Năstase în ultima perioadă a vieții, tocmai că probabil că și-a dorit persoane puțin mai temperamentale. Și temperament lângă temperament iese nasol. Primele trei au fost în un anumit gen de diplomație. Corect. Poate trei, ați auzit vreodată spunând ele ceva de Ilie? Nu, orice s-ar fi întâmplat, nu. Încoace le-a vrut mai temperamentale, mai focoase, mai românce de aici, republicană, dar la Ploiești, înțelegi? Și a ieșit nasol. Ești de acord cu mine că relația cu Ioana, despre care o să vorbim imediat, seamănă la Indigo aproape cu relația cu Brigitte? Nu chiar. Ioana este puțin mai liniște decât Brigitte. Brigitte? Ați văzut-o și pe Brigitte și acum, că mai apare la TV. Păi nu vorbeam Brigitte, noi vineri. Acum e liniștită și în două secunde ia foc și se termină și ocărăște de nu se poate. Ioana nu-i chiar așa, deci nu ia suta de kilometri în câteva secunde. Păi nu vorbeam noi vineri că s-ar fi dus Ioana în restaurant astă vară peste domnul Năstase și a făcut scandal acolo și a ieșit afară. M-a sunat și mi-a zis: băi, ești nebun, cum să alegi? Eu sunt acolo, Ilie Năstase și o da afară. Na, deci trecem peste episodul ăsta. În orice caz însă, e vorba despre momentul în care Ioana a spus că Ilie Năstase s-a trezit cu o ploaie de palme. Deci Ilie
unul, cred că Ilie Năstase n-a mai avut răbdare și cred că și doamnele astea, amândouă, după cum a spus și Brigitte, au încercat să facă ceva. Domne, eu mă iubește, las că îl așez eu pe Ilie cum vreau. Ilie, pe Ilie Năstase nu prea îl așez cum vrei. Cred că ai dreptate, nu mai are răbdare domnul Năstase, pentru că de bani nu se pune problema și până acum, așa cum vorbeam noi și pe pauză, reușea domnul Năstase să le împace. Bac o geantă super scumpă, bac un cal, bac o mașină, ultima mașină, bac un apartament. Nu? Da, dar asta nu e în păcare. Sau două apartamente. Păi da, au compensat. Bravo. Lucrurile astea au compensat și pentru Brigitte și pentru Ioana până la un anumit punct. Și știi că tot vorbeam vineri și ți-am zis, vezi că o să urmeze un divorț. Și uite că s-a întâmplat. Deci tu ești un fel de oracol, ești un fel de cobe, da, la divorț. Știi ce mi se pare tare și uite, voiam să te trept, am întrebat mai devreme, e important de aflat când a fost introdusă acțiunea de divorț. Pentru că până pe 18, săptămâna trecută, al nostru a calculat. A fost Mercur retrograd și că toate deciziile pe care le iei pe Mercur retrograd, domnule, nu se întâmplă, te întorci la ele. Scăpase fără Mercur retrograd de data. Mama lui de Mercurus. Bine că a apărut Mercur retrograd să mă mai lumineze și pe mine. Deci, uite, eu sunt convins. Dacă decizia aceasta a avut loc pe Mercur retrograd, uite-te la mine dacă nu se împacă. Da, m-am înțeles. Deci, de acum înainte, Ilie Năstase o să spună, nu sunt eu de vină, draga mea. E Mercur retrograd. Mercur. Deci, stimați telespectatori, eu cred că Ilie Năstase este un monument, iar fiecare geniu în viața asta a avut o existență cu totul și cu totul specială. De la Picasso, la cine vreți dumneavoastră. Ori îl iei pe Ilie Năstase așa cum e, ori sfârșitul bine, este mereu. Acum, hai să ne aducem aminte că acțiunea de divorț a mai introdus Ioana și în primăvară, atunci când înainte de Paște, domnul Năstase a împăcat-o. A fost bine. Uite, să nu mă chem tu. Păi atunci nu era Mercur retrograd atunci. S-ar putea să fi fost, să știi. Uite, să nu mă chem tu la tine în emisiunea aici, să-mi zici, uite, mai am avut dreptate. Tu ești frate cu Mercur retrograd, n-am fost. Nu, eu zic doar, zic. Hai că m-a băgat în ceață ăsta, Nicu. Deci, doamnelor și domnilor, am ieșit în Mercur retrograd, așa că ieșim și din povestea asta. Mulțumim foarte mult, Raru. Eu mulțumesc tare mult, cu mult drag. Succes maestrului Ilie Năstase și așteptăm să vedem și noi. Poate că ar fi bine să fie cineva puțin mai matur și mai așezat de data asta. Că știi că totdeauna când sunt vin ele așa, înțelegi? E mai greu. Sau 6-0 ca tenis. Așa, exact. Știi, ai dus dacă ați observat, primele trei erau puțin mai și poate și o mai diferență așezate, nu erau așa periculoase. Poate și o diferență de vârstă mai mică, poate contează și asta. Aia zic. Da, doamnelor și domnilor, prin urmare, o să vedem ce și cum o să fie. Până când, îi mulțumim lui Raru, până când facem legătura pentru momentul numerologic,